214 dascăli mureșeni au susținut săptămâna trecută examenul de definitivat. Numai 50% din profesorii înscriși au luat examenul, potrivit rezultatelor finale afișate sâmbătă. În urma contestațiilor, 9 lucrări au primit note mai mari, dar numai 6 au trecut de 8. Comisia de rezolvare a contestațiilor a scăzut nota inițială la 24 de lucrări, iar la alte 24 a lăsat-o neschimbată. Cadrele didactice care nu au promovat în acest an mai pot susține examenul încă de 2 ori. Cei care nu își vor lua definitivatul nici după cele 3 încercări, fie își vor pierde postul de titular în învățământ, fie vor lucra pe un post de suplinitor. Potrivit site-ului Ministerului Educației Naționale, din totalul de 7400 de candidați prezenți la proba scrisă în toată țara, peste 6600 au finalizat această probă și, la final, au promovat un procent de numai 47,83%. Cel mai ridicat procent de promovare s-a înregistrat în județul Gorj, 76,47%, iar cel mai scăzut procent în județul Caraș-Severin, 29,33%.